la antena statelor. A ajuns la sfârșit. A fost ora 11. Știrile antenei statelor. Bună ziua, bine v-am găsit la știri. După o lună de lucrări de reparații drumarii se apropie de terminarea asfaltelor pentru o sondă de 7 km al centrului Brașov. Se va bate drumul dintre Demiur în Brașov Sud și BN11 Ișoase Hărman și Bacău. Astăzi se închide circulația în centrul Giratului de sub pasajul de la Hărman și rețeaua de urcare în centura Brașov pe direcția spre București. Este recomandată pentru relația București-Bacău, ruta ocolitoare, centura Brașov, Sărlinghen, Prejmer, Lunca Câmpului, BN11. După întreruperea de astăzi, operațiile funcție pe alunate și câteva zile și mai restricții pentru retrasarea marcajelor. Traversarea Dunării în punctul de trecere a frontierei Sasca Orlița este sistemată astăzi în ora 12. Nu a fost luată pentru că operatorul fluvial Navan Galas alimenteze cu combustibil nava care se servește Bacău de la granița cu Ucraina.